Ministerul Afacerilor Externe a confirmat moartea în Costa Rica a românului Mircea Popescu. Familia nu a cerut deocamdată asistență consulară și nu se știe dacă sunt persoane care au acces la unitățile de Bitcoin deținute de Popescu, închise într-un portofel virtual parolat. Românul spunea că ar avea 1 milion de criptomonede, însă unii analiști sunt de părere că ar fi vorba doar de câteva zeci de mii. Aceasta este Playa Hermosa, un paradis care oferă una dintre cele mai intense experiențe de surf din lume, datorită apelor ei agitate, cu valuri de până la 13 metri. Din cauza curenților puternici, înotul nu este recomandat. Este locul unde Mircea Popescu a fost găsit înnecat. Agenția de investigații judiciare din subordinea Curții Supreme de Justiție este instituția care anchetează moartea românului. Ambasada României din Mexic, acreditată și în Republica din America Centrală, este ținută la curent cu investigațiile. Misiunea diplomatică a transmis că până acum nu a avut nicio solicitare de asistență consulară din partea familiei lui Mircea Popescu. Raportul autopsiei în cazul morții românului nu a fost încă finalizat. De când s-a aflat despre sfârșitul lui pe Twitter, dar și pe alte platforme unde se discută despre criptomonede, nu se mai opresc comentariile. Unii îl considerau pe Mircea Popescu părintele toxicității Bitcoin, un veteran al industriei de criptomonede. El afirma că deține 1 milion de monede digitale, deși estimări conservatoare i-au evaluat portofoliul la câteva zeci de mii. Mircea se declara ca fiind singurul sau cel mai mare deținător privat de criptomonede. Însă, așa cum știm, nimeni nu poate confirma acest lucru, dar fiind specificitatea tranzacțiilor. Mircea Popescu a început să se preocupe de Bitcoin în 2012, când a lansat o pagină unde se făceau tranzacții cu criptomonede. De profesie era programator și deținea mai multe domenii de internet, unul cu povestiri erotice. Înainte, a cochetat o vreme și cu politica în Timișoara. Era un personaj ciudat, așa, enigmatic. Am aflat mai târziu că ar deține și, cum se spunea, o cantitate mare de Bitcoin. După ce el a dispărut câțiva ani din peisaj, până la apariția ciudată din Piața Libertății, când a venit acele două doamne după el. Era foarte excentric. Nu era un tip care să lege foarte ușor prietenii. Avea și momentul în care nu era așa cumva impenetrabil, absent, treceau lucrurile pe lângă el. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla cu averea lăsată în urmă de Mircea Popescu. Criptomonedele deținute de el sunt închise într-un portofel virtual, de la care, cel mai probabil, doar el avea cheia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.